Bună seara, stimați telespectatori! Iată că a mai venit o zi de miercuri și iată că aici, la TV Giurgiu, la această oră, deschidem porțile dorului, de unde vor veni către dumneavoastră cele mai frumoase melodii de muzică populară românească, interpretate de cei mai valoroși interpreți ai cântecului popular românesc. Așa după cum v-am obișnuit, în fiecare seară, emisiunea își propune să vă aducă dumneavoastră, spre bucuria sufletului dumneavoastră, interpreți care s-au aplicat cu tot sufletul asupra cântecului popular și au devenit un nume cu renume în această frumoasă meserie, ca să o numesc așa. De data aceasta am un invitat special, un prieten drag sufletului meu, un prieten drag al ansamblului muntenii al societății Nova Force, un prieten care de 8 ani de zile, atunci când merg în emisiunea domniei sale la un post național de televiziune, cu specific de folclor, mă stoarce de fiecare dată și vrea să afle de la mine cât mai multe informații din viața mea, din viața dumneavoastră a giurgiuvenilor și nu numai. De data aceasta a venit și rândul meu, stimații telespectatori, ca să storșu invitatul de toate informațiile pe care le am eu, pe care ni le-a sugerat presa în general în ultima vreme, pentru că domnia sa este nu numai un interpret al cântecului popular românesc, dar este de la o vreme și subiectul unor cancanuri care se consumă de la o vreme încoace în presa națională. Așadar, de pe meleaguri teleormănene a venit prietena mea și cu siguranță și prietena dumneavoastră, Silvana Râciu. Bună seara, mă bucur foarte mult să fiu aici la dumneavoastră, în Giurgiu, în mod special, pentru că este un loc drag sufletului meu și alături de dumneavoastră, ca și prezentator, am auzit multe, multe lucruri pozitive despre acest nou proiect. Urez și televiziunii mult succes în tot ceea ce și-a propus să realizeze și dumneavoastră, evident, în absolut toate demersurile în ceea ce privește arta, în mod special. Și da, a venit vremea așa să mă luați la întrebări dumneavoastră. De foarte multă vreme așteptam, stimații prieteni, să o am invitată. Să schimbăm puțin postura, pentru nu? Că, sigur că da, pentru că invitata mea are foarte multe date și foarte multe lucruri frumoase să vă povestească și am profitat de faptul că dânsa este într-o mini-vacanță și am zis până și începe emisiunea pe care o moderează la televiziunea de care spuneam mai devreme de 8 ani de zile, să fie invitata mea, pentru că de fiecare dată ne întâlnim cu mare plăcere și de fiecare dată o ascult și o urmăresc pe posturile de televiziune, pentru că, într-adevăr, reprezintă cu cinste cântecul popular românesc. Dacă ar fi, după mine, aș așeza-o pe poziția 3 în ierarhia valorilor interpretative ale cântecului popular teleormănean, după regretatul Liviu Vasilică, apoi doamna Floarea Calotă și pe poziția 3 aș așeza-o cu toată bunăvoința și cu toată recunoașterea a valorii sale interpretative pe doamna Silvana Râciu. Mulțumesc frumos, așa ați făcut dumneavoastră o ierarhie. Sunt foarte multe voci speciale în Teleorman și mulți dintre ei chiar merită să este urce mult mai sus și să apară mult mai mult. Dar numai că vedeți și știți cum stau lucrurile în presă, în televiziuni, în toate celelalte. Trebuie să prinzi așa cumva niște trenuri. Nu, este adevărat și trenul te ajută, dar trebuie să recunoaștem că dacă Dumnezeu nu ți-a dat harul acesta, poți să te sui în 1000 de accelerate și de trenuri rapide, că nu ai să poți să ajungi decât în prima stație. Sunt mulți care sunt talentați și chiar mă uitam și prin prisma a ceea ce facem, ne-am întâlnit de foarte multe ori cu mulți tineri din toate zonele țării, din toată țara până la urmă. Mulți merită să fie în față, au voci speciale, au obținut foarte multe premii și eu sper și nădăjdesc așa că mai devreme sau mai târziu fiecare să-și ocupe locul bine meritat. Prieten drag, întru totul, ca de obicei, dânsa este o drăguță, de toată lumea vorbește frumos, însă trebuie să recunoaștem că este o generație nouă apărută și în cântecul popular, care după interpretarea, eu știu, înregistrarea 2-3 piese, deja se consideră artist, deja se pune pe picior de egalitate cu marile voci ale cântecului popular. Ei, trebuie să ducă prin
câteva zeci de festivaluri, așa cum s-a dus și Silvana Râciu. Da, și trebuie eu să participe la diferite probe cu specialiști în muzica populară, da? Și apoi să apară într-o emisiune de televiziune sau, eu știu, pe un post național de radio. Atunci când participam, eu să zic, în urmă cu 10 ani, clar, așa trebuia să faci și doar așa te puteai remarca. Nu existau încă, nu apăruseră așa televiziunile de folclor unde să poți să apari, erau doar televiziunile naționale și nu puteai să apari oricum, asta e clar. Și atunci, în urma multor premii pe care le obțineai, îți câștigai acolo dreptul de a participa o dată, de două, de trei ori în emisiunile importante. Astăzi e un pic mai ușor pentru cei care sunt tineri și nu numai tineri, pentru că pot oricând să apară și să se exprime în fața telespectatorilor. Nu știu dacă e un lucru bun. Câteodată e un lucru bun, câteodată nu e tocmai bun, pentru că nu e musai să câștigi niște premii ca să apară la televizor. Eu aș vrea să vă spun că cel mai bun lucru Așa. Acum în această emisiune la Porțile Dorului este ca dumneavoastră să mergeți undeva acolo în dreapta noastră, unde am amenajat un loc special pentru cântat. Sigur, să-i dăm drumul cântecului, pentru că deja telespectatorii au fost introduși în atmosfera dialogului cu îndrăgita interpretă Silvana Râciu, iar acum o așteaptă cu nerăbdare, cum de altfel și noi, întreaga echipă și domnul director Petrică Slăvescu așteaptă să cânte, să ne încânte Silvana Râciu. Am venit la oameni buni, la case de buni români. Lumea să se înveselească, așa-i vița românească. Am venit aici cu drag, mulțumesc cui m-a chemat. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca-șa-i la noi la români. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca-șa-i la noi la români. Cu ăsta-i cu noroc. Hai să facem roata mare, din hotare în hotare. Că e zi de sărbătoare și e veselie mare. Așa joacă neamul meu, lângă el mă prind și eu. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca-șa-i la noi la români. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca-șa-i la noi la români. De la daci, de la romani, românul de mii de ani iubește, petrece, joacă, mereu e viața dragă. Vremuri bune, vremuri rele, trec cu zâmbet peste ele. Învârtim jocul pe plai, ce mai viață, ce mai trai. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca-șa-i la noi la români. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca-șa-i la noi la români. Și de când e lumea lume, de când a primit un nume, românul român rămâne, cu cei dragi vrea să se adune. De când pe pământ a fost, Dumnezeu din rău l-a scos, i-a dat dor și crai frumos și trăiește cu folos. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca-șa-i la noi la români. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca-șa-i la noi la români.
În numele telespectatorilor aș vrea să vă mulțumesc pentru frumoasele melodii interpretate și aș vrea să vă spun, stimați telespectatori, că pe ecran sunt afișate două numere de telefon, unul unde dumneavoastră puteți să intrați în direct cu mine și mai cu seamă cu invitata mea și cel de-al doilea număr este pentru mesaje, unde dumneavoastră puteți să vă adresați prietenilor dumneavoastră, rudelor dumneavoastră, sărbătoriților din viața dumneavoastră, cei dragi care vă sunt alături în orice moment. Aș vrea să o întreb pe invitata mea, deși eu cunosc multe din viața personală a domniei sale, din ce zonă vine Silvana Râciu, nu ca interpret, ci ca om? Eu sunt din Telorman, așa cum de multe ori am spus, aproape de locul acesta din Zimnicea. Puțin mai devreme am ales să cânt unul dintre cântecele cu care am obținut foarte multe premii, că vorbeam de premii ceva mai devreme. Vom vorbi și de festivalul ceva mai târziu. Și e o zonă absolut specială, mie îmi sunt foarte dragi telormănenii, cred că fiecare om e legat așa cu mii de fire, dacă vreți, de locurile natale. Acolo m-am născut, acolo am crescut și m-am mutat așa în anul al doilea de liceu și de atunci am încercat să mă perfecționez așa în arta interpretativă mai la început, școlile aferente și apoi încet încet, uite că am ajuns unde sunt astăzi. Invitam telespectatorii să ne sune sau să ne trimită mesaje și iată că deja avem un prim telespectator la telefon. Alo, bună seara! Bună seara, să trăiți, domnul Clement. Da, eu. Aș vrea să salut interpreta de muzică populară din seara asta de la dumneavoastră. Cine sunteți? Cine sunteți? Florin Ghena mă numesc. De fapt, sunt și eu din tot un telormănean. Mă bucur. Ne bucurăm. Din Bujorul sunt. Și am vrut să salut și să o felicit pentru interpretarea și folclorul pe care îl avem noi telormăneni prin dânsa. Aveți emoții, după cum se poate simți din timbrul vocii. Și eu am emoții, că vorbesc în telormănean.
Bună seara! Mulțumim de telefon și toate piesele pe care urmează să le mai interpreteze invitata noastră, vi le dăruim cu toată dragostea dumneavoastră și tuturor acelor care acum sunteți în fața micului ecran sau ne urmăriți prin internet. Să știți că mi s-a făcut doar acum să merg acasă, că tot am vorbit de Tellerman. Vreau să vă întreb, dar a intervenit telefonul telespectatorului, cât de des mergeți acasă, ținând cont că agenda dumneavoastră este destul de aglomerată, e plină cu activități. Fie că sunteți soție, fie că sunteți mamă, fie că sunteți producător de emisiuni, fie că sunteți interpretă. Da, adevărat, deci muncesc foarte mult, dar mi-ar plăcea să ajung mult mai des la mine acasă. Din păcate însă, cam toate rudele mele au plecat în străinătate și mie merg mai rar. Ultima oară când am mers de Crăciun am dormit la niște prieteni. Merg foarte des la mama la cimitir, aș vrea să merg și mai des dacă s-ar putea, însă chiar ceea ce fac nu prea îmi permite să, deși nu e atât de departe de unde locuiesc, dar știți foarte bine cum stau lucrurile, mergem în fel de fel de locuri, se întâmplă să plec cu filmările și o lună de acasă și n-avem încotro. Ce simte Silvana Râciu atunci când se apropie de casa părintească, atunci când deschide ușa și aștepta ca dinăuntru să-i răspundă la sărut mâna mamă, cea care i-a dat viață? Mă face să mă emoționez așa, să mă străduiesc, să nu lăcrimez, pentru că de fiecare dată când mă gândesc la mama, e clar, devin mult mai sensibilă. Mama cred că a murit de vreo cam 11 ani are, însă și acum când intru și când ajung în aproape de casă. De casă și intrăm în oraș, că Zimnicea e oraș, simt, nu știu, 1000 de fiori care mă pătrund și cred că lucrul ăsta am să-l simt toată viața. Am convingerea că dacă mai era în viață, ar fi nutrit sentimente de mare împlinire sufletească, pentru că, cu siguranță, iată, unul din cei doi copii ai săi a ajuns un interpret îndrăgit al cântecului popular românesc. Și ăsta era, de fapt, visul ei. Și era și visul ei. Da, ea pentru asta a vrut să ne mutăm din Tellerman, să mergem în București, unde șansele sunt mult mai mari și pentru a deveni eu cineva, a făcut mari eforturi. A muncit extraordinar de mult și visul pe care l-avea cândva pentru ea de a ajunge artist, uite că l-am împlinit eu. Din păcate, n-am mai apucat ea așa să se bucure de ceea ce am realizat eu, însă eu sunt convinsă că toți cei dragi ne privesc de acolo de sus. Îmi pare rău, stimați telespectatori, pentru că iată, o văd pe Silvana Râciu cu ochii plini de lacrimi, însă nu am făcut-o pentru a-i necăji sufletul. Am vrut să scot în evidență faptul că mi-a povestit de foarte multe ori, atunci când mergeam în emisiunile sale, cât este de tristă, pentru că nu mai are decât pe tatăl său și un frate din familia sa frumoasă pe care a avut-o la Zimnicea. Dar ca să trecem într-un alt registru, mai vesel, ca să mă înveselez, îmi cer încă o dată scuze și vă invit să ne mai interpretați alte două piese pe care le-ați pregătit anume pentru telespectatorii emisiunii La Porțile Dorului, iar eu vă invit în continuare, dragi prieteni, să ne trimiteți mesaje, să ne dați telefon, pentru că sugestiile dumneavoastră sunt constructive pentru noi. Așa, după cum știți, TV Giurgiu are decât o lună și jumătate de când a început să emită, iar noi vom ține cont de părerile dumneavoastră. În continuare, așadar, ne va cânta Silvana Râciu. Mulțumesc, măicuță.
drăguță în asta lume, mi-ai dat viață, mi-ai dat nume. Ai muncit toată viața, mi-ai dat toată dragostea, măi. Dacă ceva mă durea, plângeam eu, plângea și ea, măi. Ți-ai fi dat și sufletul să am ce n-ai avut tu, măi. Sărut mâna mama mea, te iubi toată viața, măi. Mulțumesc, măicuță bună, suflet plâng ca o lumină. Cheamă. Vroia mereu să mă aline, plângea sau râdea cu mine. Se ruga și zi și noapte să-mi dea Dumnezeu de toate. Și în somn mă mângâia, mă veghea, mă săruta, mă. Cele mari stau în drum ca doi tâlhari, trec până apă nu se neacă, dă omul frumos să leagă. Frunză verde și-o frăguță, eu de ce-s așa micuță? Că n-am fost în câmp la muncă, nu m-a ars soarele lungă. Oh, m-a prins iubitul de mână, de când eram o copilă. Nu mă lasă să mai cresc și mă-ndeamnă să iubesc. Mă trimite la neicuța, dar nu mă las
frumoasă măicuță. Zice că sunt mititea și mă ține lângă ea, măi. Cum am face nei că noi să ne iubim amândoi? Că așa seară te-am văzut, Doamne drag, mi-ai mai căzut. Of, de-atunci te ții în gând, de-n picere mă usuc. Leacul meu e la stejar, în grădină sub umbrar. Și-a de ascuns la umbriță, la neicuța păguriță. De nu l-aduce neica, nu mai trece boala, măi. Leacul meu e la stejar, în grădină sub umbrar. De nu l-aduce neica, moare daica sărmana, măi. Spunea prin cântec Silvana Râciu, sărut mâna mama mea. Dacă ați observat și cu siguranță ați observat, dragi prieteni, cât, cu câtă durere în cântec folosea expresia sărut mâna mama mea. De aceea vă îndemn, cei care mai aveți părinți iubiții, pentru că este extraordinar și nu se poate exprima în cuvinte durerea pe care un om o are atunci când își pierde unul sau chiar amândoi părinții. Aș vrea ca toate melodiile interpretate de invitata mea, Silvana Râciu, din această seară, să le ofer domnilor Daniel Voicu și lui Neluțu Dragomir, doi prieteni și colegi dragi sufletului meu, precum și pentru doi oameni de cultură deosebiți. E vorba de doamna Dunia Pălângeanu și scriitorul și gazetarul Ion Gaghi, care cu siguranță la această oră se uită la emisiunea noastră și le așteptăm intervențiile în emisiune, dacă se poate, sau după emisiune, pentru că de la domniile lor întotdeauna am avut ceva de învățat. Avem și un prim mesaj, de fapt două, vă felicit pentru emisiune, urez la mulți ani soacrei mele Mocanu Dorina din Cetatea, iar doamna Silvana Râciu să vină cât poate de des la Giurgiu. O cer telespectatorii, doamnă. Doresc să dedic toate melodiile din această seară mamei mele Ioana Petrican din Vlașin, o iubesc, o respect și doresc mulți ani fericiți alături de noi. Semnează Elisabeta Petrican, fiica sa. Să vă trăiască, doamnă, bucurați-vă de mamă, de frați, de cei dragi sufletului dumneavoastră și cântecele oferite până acum și în continuare de Silvana Râciu să fie pentru toți telespectatorii care ne urmăresc. Uite, chiar mă gândeam, apropo de rude și de mesajele de bine pe care le transmite fiecare dintre cei care trimit mesaje rudelor sau apropiaților, chiar și eu am un finuț aici. Aveți posibilitatea să vă adresați. Am botezat acum, nu știu, cred că vreo 6-7 ani, nici nu mai știu exact cât au trecut. Asta ar fi un, nu știu, un liant ce mă leagă până la urmă de Giurgiu. Altul ar fi că am obținut în urmă cu mai mulți ani un premiu aici, da, la festival. Da, vă spun, în urmă cu 12 ani. Știți dumneavoastră, sigur, nu? Eram spectator în sală. Așa. Și de atunci am cam pus ochii pe dumneavoastră. Am înțeles. În sensul bun al cuvântului, să nu fiu interpretat nici de dumneavoastră, nici de Marius, soțul dumneavoastră, care undeva aici în spatele camerelor, precum și cei care ne privesc. Să știți că toată lumea mă întreabă, dintre cei care nu mă cunosc, dar există totuși un soț, că n-apar nicăieri cu el. Da, este modest. El nu apare cu mine, exagerat de obicei. Exagerat de modest. Da. E adevărat. Și dincolo de asta, fiecare are treburile lui. Și atunci, dacă și eu aș umbla la toate lucrurile pe care le face vis-a-vis de munca lui și el cu mine, atunci n-am mai... unul dintre cineva noi ar trebui să renunțe. Da. Și atunci nu-i cazul. Însă, eu știu, mă însoțește atunci când are timp și când poate. Vorbesc de festivalul de la Giurgiu. Să-l amintim, este vorba de festivalul pe marginea Dunării, unde dumneavoastră ați obținut un important premiu. Cred că un premiu 2 am obținut. Da. Dacă mi-amintesc eu bine. Ați remarcat, cred,
așa de multe are că adevărat, este omenește multe. Să le uite pe unde a reprezentat Tellermanul în festivaluri. Da, păi am zeci de premii și cred că mi-ar fi imposibil să le țin minte exact pe toate. Știu pe unde am fost, însă nu mai știu chiar ce premiu, dar dacă mi-amintesc eu bine, a fost un premiu de ori un premiu de ori un premiu întâi. Nu mai știu exact. Știu că a fost atunci când era eclipsa. Da. Vreau să vă mai întreb și, de fapt, să ne spuneți tuturora de unde vă culegeți repertoriul sau cine vi-l creează, pentru că este unul dintre cele mai frumoase repertorii pe care eu am avut bucuria să le ascult. De ce? Pentru că îmbrăcați o paletă largă de mesaje, de teme ale cântecelor. Da, până în perioada când participam la concursuri și trebuia să fie totul autentic 100%. Și costumul și interpretarea exact. Și bine, acompaniamentul. Bine, eu am rămas adevărat autentică de la Vorbim că am spus la început că nu vă las până nu mă lăsați. Orice amănunt. Așa, m-a învățat așa să-mi creez cumva versurile cea care mi-a fost profesor, doamna Steluța Popa, etnomuzicolog, cercetător științific. Și care a contribuit din plin la Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloi din București. Am lucrat cu dumnei mulți, mulți ani și a avut grijă să mă scuture bine și să învăț tot ce ar trebui să învăț. Nu m-a lăsat așa, oricum. Scuturatul acela a fost benefic, constructiv, sigur. M-a ajutat și în multe lucruri. Și am mai participat lucruri. La consolidarea numelui în cântecul popular o altă doamnă, o altă realizatoare de emisiuni de folclor. Vă referiți la doamna Marioara Mureșu? Cu siguranță. Ce ulterior, da, mi-a devenit și nașa fetiței mele. Dar pentru că vorbeam de repertoriu, asta a fost o primă etapă. După care am învățat și eu să fac versuri. Să fac versuri, da. Toate, evident, în anumite limite, în limitele bunului simț, cu o tematică anume și în seara asta tocmai de aceea am ales cântece și din prima parte, din cele înregistrate în prima parte așa, a carierei mele de până acum și cântece actuale, referindu-mă la tematici de genul acesta, de copilărie, acesta cântecul de familie, mamă, sigur, ca să poate să se regăsească cât mai mulți dintre cei care îndrăgesc muzica populară. Pentru că un pic trebuie să adaptăm folclorul scenei, părerea mea. Da, este un curent și exact. Trebuie să-l acceptăm. Și a perioadei actuale pe care o traversăm, pentru că puțin se mai sărută, eu știu, sub clar de lună, deși era frumos. Și pe ascuns. Da, și pe ascuns. Sau un cântec de turturele, sau nu știu, ca să dau câteva exemple așa, exact. De versuri populare. Și atunci ar trebui, pentru ca, eu știu, cântecele noastre să ajungă la cât mai multe inimi. Mai multe categorii. Sigur, și cât mai multe categorii de public să ne adresăm cât mai multor oameni, a trebuit cumva să fac în așa fel ca în anumite limite totul să se încadreze și să se și adreseze mai multor tipuri de oameni. Sunt cel puțin 8 ani, stimații telespectatori, de când colaborez cu invitata mea, da, și vreau e. să vă spun că o singură dată am întâlnit-o într-o emisiune unde în loc de opinci a avut pantofi. Ghete. Sau ghete. Și i-am atras atenția și a zis: bine, de data viitoare nu mai mă încalz cu ele, pentru că eu încercam să explic că este din nota autenticului, că noi, cei care o urmărim seară de seară la emisiunea Seara Favorită, ne-am obișnuit să o vedem cu opinii. Am vrut să încerc și eu altceva. Am vrut să nu, dar și altceva. Vă spun că a ținut atunci cont și ei, iată nu? Că și în această emisiune a ținut cont și a venit în da, opinii. Da, mereu, eu prezint și prezint în opinii. Sunteți urmărită. Por pantofi, eventual, când îi uit acasă, că se mai întâmplă. Eu știu să-mi uit opiniile acasă și atunci trebuie, sunt cam uitucă de felul meu. Atunci cu ghetele chiar am vrut să încerc și eu altceva, că atât de mult să te îmbraci atât de des, zi de zi în costum popular, de multe ori poate fi o corvoadă de atâția ani și în fiecare zi. Nu știu dacă se mai îmbracă cineva atât de des ca și mine, prin prisma faptului că și prezint nu, da, nimeni, în costum popular. Și nu e tocmai comod, da, și nu e tocmai comod așa să fii mereu încorsetat da, în costumul popular. Da, dar vă stă bine, popular. Vă spun mulțumesc. Eu ca telespectator și mulțumesc. Sunt convins că și privitorii noștri sunt de acord cu mine. Eu încerc să fac foarte, foarte bine diferența în subiectele în care apar în emisiuni. Dacă e lucru legat de folclor, să apară autentic. Dacă e un alt subiect, eu știu, de cancan, n-o să, vorbim o să mă de, să nu apar deloc. De cancan, deloc. Pentru că este un curent la ora da. Actuală și dumneavoastră ați făcut în ultima vreme
eu știu, obiectul unor știri. Am dat curs invitațiilor dar lor. Lăsăm puțin mai târziu acest moment. Sigur. Eu vă invit în continuare să ne mai cântați, pentru că ne bucurăm că sunteți la noi. Două dintre cântecele din perioada de început. Nu contează, orice cântă Silvana Răciu este frumos. Mulțumesc din suflet. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, ne puteți trimite mesaje sau să intrați în direct cu noi la numărul de telefon afișat pe ecran. Așadar, să o urmărim cu atenție pe Silvana Răciu. Să mă sting, bate vântul rău, mă prind. Ionele, cu vorbele mă faci să-mi pierd mințile. Că așa e dragostea, te sucește cum vrea ea toată ziua și noaptea până te iubește neica. Mai ca subțire, să te scot Ioane din fire, ca să-mi coprinzi mijlocelul, cum coprinde lupul mielul, și să-mi săruți buzele ca apa malurile. Că așa e dragostea, te sucește cum vrea ea toată ziua și noaptea până te iubește neica. Facem legământ, să nu ne lăsăm nici când, ca două păsări mă cracă de toată lumea să tacă. Că așa e dragostea, te sucește cum vrea ea toată ziua și noaptea până te iubește neica. Că așa e dragostea, te sucește cum vrea ea toată ziua și noaptea până te iubește neica. Și toți la mine se uită. Hai!
un voinic. Joacă apăsat leliță, că doar nu rămâi desculță, desculță doi rămânea, alte opinci ți-o-ncă ta. Hai de roată în lunguliță, tot un voinic și-o mândruță, hai de roată pe colnic, tot o fată și-un voinic. Hai de roată în lunguliță, tot un voinic și-o mândruță, hai de roată pe colnic, tot o fată și-un voinic. Mulțumim pentru piesele interpretate, doamna Silvana, și vreau să vă spun, stimați spectatori, că am mai primit un mesaj pentru cumnata Lupu Geta și cumnatul Lupu Nicu. Multă sănătate și mult noroc, le dedic toate melodiile din această seară, în această seară semnează Viorica. O facem și noi cu tot dragul, stimată doamnă. Iar în continuare aș vrea să o întreb pe invitata mea dacă, eu știu, a făcut vreo inventariere a costumelor populare pe care le deține, și vreau să-i spun și domniei sale și dumneavoastră că pe parcursul unei luni întregi, marți, miercuri și joi, când Silvana Râciu prezintă emisiunea de mare succes, Seara Favorită, am notat dacă s-a îmbrăcat de două ori cu același costum popular și vreau să vă spun că nu. De aceea, ei, și nu întâmplător o întreb, nu, cel puțin în luna de sondaj, ca să-i zic așa, nu v-ați îmbrăcat de două ori într-o emisiune cu același costum. De unde le aveți? Le cumpărați? Vi le oferă oamenii prin la spectacol la care participați în diferite locații din țară? Nu știu, spuneți-ne dumneavoastră. Nu, n-am făcut un inventar așa, nu știu numărul lor. Le combin eu așa, în fel și nu, chip. Nu. După cum vedeți, nu, e modestă și nu vrea să ne spună. Dar chiar nu știu, sunt câteva sute, clar, câteva sute. Deci, i-a auzit, stimații telespectatori, sute de costume populare. Cele care sunt lucrate, care sunt aranjate, pentru că noi le luăm într-un anume fel și trebuie să modificate. Cu siguranță, mai ales aranjate. Ceva vreme în urmă, dumneavoastră, a trebuit să le mai dați drumul la ei undeva aici, în partea... Nu, asta e singura ei cu genul ăsta de decolteu. Da? În rest, nu am decât decolteu așa rotund. Nemodificat. Pentru că să știți că de multe ori mi se spune prin emisiuni, vine știu cu ei mai decoltat. Nu există ei mai decoltat. Probabil că cea care a cusut la vremea respectivă acea ie a știut că în timp o să ajungă la o doamnă așa, care de vreun an de zile și-a modificat puțin aspectul, 2 ani, și-a modificat puțin aspectul fizic. Și iată că am ajuns și la acest capitol. Dar nu v-am răspuns la celelalte întrebări, de unde le iau, le și procur, le și primesc. Foarte multe le primesc. E adevărat, am încă nearanjate, nu știu, 10 de ei și nici nu prea mai am timp de ele. Sunt vreo 2-3 saci la o doamnă care mă ajută pe mine de ani buni să le recondiționez. Să căutați pe Reta Baltag, interpreta de la Giurgiu, care recondiționează și foarte, foarte dar bine. Dar am atât de multe nearanjate și de recondiționat, încât cred că ar trebui să stai vreun an așa să tot lucreze la lucrurile mele. Pot să vă pun întrebarea pe care mulți dintre telespectatori o așteaptă. Care? Faceți obiectul unor materiale în presa scrisă, în emisiuni de televiziune, vis-a-vis de modificările structurale, fizice, anatomice ale Silvanei Râciu. De unde e ideea aceasta? E adevărat. Bine, am spus-o de foarte multe ori. A trebuit să-mi fac anumite lucruri, nu pentru că vroiam să pozez în vreo revistă pentru adulți sau pentru că vroiam să fiu cine știe cum, ci pentru că după două sarcini corpul s-a resimțit și trebuie să am o responsabilitate exact de a părea cumva în fața oamenilor. Nu pot să mă îmbrac într-o rochie de seară în care să nu arăt foarte bine. În consecință, pentru că făcusem vreo 89 de kilograme, am slăbit în două luni și un pic 20 ceva de kilograme. Pentru că la noi vacanțele nu sunt lungi la televiziune și atunci a trebuit rapid să revin la forma inițială. Așa încât, logic, și pielea a avut de suferit și cine n-a slăbit, și atunci a trebuit să remodelez corpul. Schimbările astea, e adevărat, le-am făcut acum vreo 2 ani. Pentru că atât a trecut de la a doua naștere. Da, media a aflat ceva mai târziu. Deși au fost atunci, cred că la povestiri, subiecte de genul ăsta,
Acum, pentru că goana de senzațional poate e mai mare decât atunci, de vreo câteva luni, tot am vorbit despre asta. E adevărat, eu aș prefera, de exemplu, să fiu invitată să vorbesc despre realizările mele, care nu sunt puține. Însă știm și noi, când stăm acasă, nu ne uităm la un om care povestește, un artist, eu știu, care povestește câte albume a scos sau așa, ci ne uităm la tot felul de emisiuni, unde se ceartă cineva, unde povestesc, eu știu... Relații extraconjugale, exact. Sau alte subiecte. Da, eu am preferat să intru doar în subiecte de cancan, fără să intru în vreun subiect de scandal. Așa încât am răspuns invitațiilor lor. Deci să înțeleg că... Ați acceptat atunci când ați fost căutată de media, da? Da, și condițiile mele sunt foarte clare, nu depășesc anumite limite. Sunt o persoană deschisă, sunt o persoană care vorbește, glumește și face lucrurile, dar cu anumită limită. De altfel, acum puțin timp am fost invitată la o emisiune, nu știu dacă am voie să spun la care, cum la Antena 1, la Capatos, la un show păcătos, și pentru că nu mi-a convenit în ce ipostază am fost pusă, am vociferat în direct și evident au trebuit să ne scoată din direct. Ne invitaseră undeva la un patinoar și am exersat așa vreo oră ca să nu cad pe gheață și să nu fiu penibilă, chiar dacă nu patinasem în viața mea și era prima oară când o făceam, pentru că eu sunt foarte riguroasă în ceea ce fac și vreau să fie, na, cât de cât să mă descurc. Și pe urmă au venit ei cu un fel de glumă, un fel de o fată care s-a dezbrăcat, să zic, pe patinoar, și am zis, v-am spus să nu mă puneți în situații incomode, v-am rugat frumos, dacă nu respectați limitele și dorințele și așa, îmi pare rău, mă văd nevoită să nu mai colaborez niciodată cu voi. Evident că nu le-a convenit. Ce pot să zic? Asta e? Știe toată lumea că numele Silvanei Râciu a fost asociat după aceste intervenții estetice cu numele unei dive din mondenul românesc, Nicoleta Luciu. Vă deranjează? Da, nu mă deranjează. Deși eu nu prea văd vreo asemănare între noi două, nu mă deranjează. Mi s-a părut atunci o sintagmă amuzantă, dar se pare că inspirată, de vreme ce se tot repetă așa la invenit și au repetat-o și alții și au preluat-o și alții, nu mă deranjează nimic din ceea ce e, eu știu, în anumite limite. Pentru că probabil și telespectatorii au învățat că, eu știu, cam tot ce apare în genul ăsta de emisiuni, multe fie sunt neadevărate, altele sunt doar subiecte de presă și atât, sau sunt făcute doar de dragul de a se realiza anumite emisiuni și tot așa. Eu deja când mă uit la o emisiune unde e prea exagerat și toată lumea se ceartă și e un scandal, e clar că acolo sunt niște bani la mijloc și e clar, trebuie să faci ceva pentru banii aia, nu? Vreau să răspund telespectatorilor, vreau să vă spun și dumneavoastră, un lucru consumat cu ceva vreme în urmă, anterior operațiilor, intervențiilor făcute de Silvana Râciu, când într-o pauză publicitară, la o emisiune unde eram invitat cu ansamblu Muntenia, am văzut-o pe moderatoare, invitata mea din această seară. Nu știu la ce vă referiți acum. O să auziți și vă aduceți cu siguranță aminte, cu o pungă de plastic cu apă în ea. Și o văd la un moment dat pe Silvana Râciu râzând. M-am mirat să uită la o pungă și râde. M-am apropiat și am întrebat-o, ce se întâmplă? Ce eu urmează să-mi fac o operație estetică și am vrut să văd ce dimensiune... Cam cât înseamnă 350 de mililitri? Da. Nu mi-am amintit, am uitat episodul ăsta. Dacă... Ce memorie bună aveți, nu pot să cred. Sigur că asta înseamnă că sunt cu ochii pe dumneavoastră, în sensul bun al cuvântului, să nu creadă nimeni. Eu cu colegii mei de la televiziune avem... Pentru că sunt 8 ani de când lucrăm împreună, suntem așa ca o familie și avem o relație foarte apropiată. Știu foarte bine acest lucru și știu foarte bine că dumneavoastră vreți să ne mai cântați încă două piese. Sigur, dacă vreți, cu drag. Până mergeți la locul de cântat, eu am să mai citesc din mesajele pe care le-am mai primit. Vă rog, doamna Silvana, dacă aveți în repertorul dumneavoastră o melodie despre tata, semnează Mariana din Giurgiu. Bună seara, la mulți ani, domnule Clement, pentru ziua dumneavoastră, la fel și invitatei dumneavoastră, dedic întreaga emisiune pentru vecina mea, Emilia Davidoaia, care zilele acestea împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani din partea vecinei Steliana și Alexandra, probabil vecinele Steliana și Alexandra. La mulți ani și dumneavoastră, stimate doamne, din partea mea, Florin Țeparu, pentru Gogu Păduraru din satul Cetatea, doresc melodia Fetele lui Tata cu Nelu Ploieșteanu. Stimate
Domnule Florin, în această seară avem invitat pe doamna Silvana Râciu. Cu siguranță în emisiunile următoare o să fie și maestrul Nelu Ploieșteanu și maestrul Ilie Roșu, care de altfel o să participe și la un spectacol care se va organiza luna viitoare, un spectacol umanitar, dar am să vă dau la vremea respectivă mai multe relații despre distribuție și rolul pe care îl urmărește acel spectacol. Dedic toate aceste melodii părinților mei Ion și Zinca din Izvor. Felicitări pentru emisiune, mulțumim pentru apreciere, cineva care nu s-a semnat, însă noi luăm ca atare și ne bucurăm că vă place, stimații telespectatori. Vă dedicăm în continuare alte două piese din repertoriul Silvanei Râciu, invitata noastră specială din această seară. Să o urmărim! Frunzulița, foi, camaru, cine nu știe ce-i dorul? Of, 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 dar dragostei taină grea. Of, of, nu mai pot scăpa de ea. Ca-șa-s eu de dor legată, de el adorm legănată, și de neica sărutată, bată norocul să-l bată. Așternut la mine, of, of, și mă culci pe mâna ta, of, of, ca pe perioara mea. Eu-ți pun velință învărgată să mă mai săruți odată, iar ofițe și bujorii să mă iubești până mori. Cerul dă-n stelat, cât e teiu dă-n florat, măi. Nimic nu-i ca omul drag, care te sărută în prag, măi. Of, of, dacă-i om bun și frumos, of, of, astea două m-au pus jos. Omul drag e ca și-o floare, când străluce lângă soare, și nu are asemănare, cât e pământul de mare. Omul drag e ca și-o floare, când străluce lângă soare, și nu are asemănare, cât e pământul de mare. Și-l dau fără parale, nimeni nu-l vrea în cale. Poți să-i dorucă pătâi, m-am validat, n-a dormit. Întinde de m-am culcat, pe Ionel mi l-am visat. Se făcea că se însoară, colelițe de la moară, cu foc se mai sărutau, la ureche își vorbeau, măi. Le-le-le-le, Margarit, de somn eu când m-am trezit, de te-ai fugat la Ionel să mă iubească nițel.
ține-mă la piept, neicuță, nu mă strânge că-s micuță, cu grijă să mă mângâi, tot cu mine să rămâi, măi. Să nu mă lași, neiculiță, că sunt ca o garofiță, floricică neculeasă, să mă ții cu drag în casă. Cu drag vă ținem și noi în casa TV Giurgiu, doamna Silvana. Și până când vă așezați lângă mine, aș vrea să mai dau citire unui alt mesaj. Dedic această melodie mamei mele superbe, Ioana Slăvescu. Cu drag, Petrică, să vă trăiască mama, să vă bucurați de dânsa cât mai mult, pentru că mama este una și este bine să o avem lângă noi cât se poate de mult. Aș vrea să vă mai întreb, doamna Silvana, dacă ar fi să întoarceți timpul și să o luați de la început, spre ce meserie sau spre ce pasiune v-ați aplicat și mai mult, luând viața încă o dată? Sincer, mi-e foarte greu să răspund la întrebarea asta, pentru că nu mă văd făcând altceva. În momentul în care m-am apucat de cântat muzică populară, sub nicio formă nu vreau să cânt muzică populară. Prin clasa 7, un profesor în Zimnicea, Ion Carastan este numele lui, m-a tot chemat la Clubul Copiilor, auzindu-mă așa, tangențial, o singură dată, și vreun an de zile s-a rugat de mine. Eu, ca orice adolescent, evident, visam muzică spre altceva, muzică ușoară, sub nicio formă muzică populară. Am ajuns așa să fac un pact cu el, deși era mult mai mare, clar, eu ambițioasă. Am zis, eu cânt muzică populară doar dacă o să cânt în spectacole și muzică ușoară. Și o vreme chiar așa am făcut. Am cântat în paralel și un gen și celălalt, până într-o zi când am obținut la un concurs în zona mea, la Turnu Măgurele, un premiu important. Și am luat locul întâi pe județ. Asta în 96. Și de aici lucrurile s-au schimbat. Deja... V-ați apropiat de cântecul popular. Exact. De ce nu-mi plăcea muzica populară? Pentru că nu o cunoșteam atât de bine. În momentul în care îi pătrunzi versurile acelea și înțelepciunea poporului și lucrurile îți par cu totul altfel. Și încet, încet m-am îndrăgostit de muzica populară. La un moment dat chiar mi s-a întâmplat să mi se ofere șansa de a face muzică ușoară. Un mare compozitor, Șerban Georgescu, m-a auzit întâmplător cântând muzică ușoară, când începusem deja să iau premii cu muzica populară, și am refuzat. Am spus nu, am pornit pe drumul ăsta și am găsit înțelepciunea de a spune nu. Și cred că bine am făcut, pentru că fiecare om are un drum al lui în viață și nu e bine să oscilezi. Cel puțin acum poți să le faci pe toate, dar la vremea aia nu puteai decât să alegi. Trebuia musai să alegi ce vei face. Și dacă ar fi, nu știu, să dau timpul înapoi, sincer, nu știu dacă aș face altceva. Chiar faptul că poate într-un fel sau altul am fost obligată să cânt muzică populară, lucrul ăsta mi-a prins bine. Multe dintre lucruri nu sunt întâmplătoare în viață și trebuie să conștientizăm că toate ne sunt date cu un anume scop și că fiecare are drumul lui. Vreau să vă mai întreb, în cei 8 ani de televiziune, moderați, spuneam și mai devreme, o emisiune de succes, cu caracter, cu mesaj folcloric, dar vă pun întrebarea ceva mai târziu, pentru după că, telefon, iată, probabil. Mai avem un telefon, alo? Alo, bună seara! Sărut mâna, bună seara! Alo, bună seara! Vă auzim, sărut mâna! De la București vă deranjează Maria Dârvaru. Hey, sărut mâna, bună câtă seara. Bucurie! Nu puteam să nu sun, să-mi salut și eu tânăra mea prietenă. Și colegă Ivana, de scenă. Vă salut și eu cu drag. Pe care o pup și o iubesc foarte mult. Sentimentele sunt reciproce, evident. Doamna Maria, aș vrea să vă întreb, dumneavoastră sunteți deja un telespectator fidel al emisiunii La Porțile Dorului la TV Giurgiu. Aceasta mă face să o spun cu voce tare, pentru că sunt 3 emisiuni, dacă nu chiar 4, la care dumneavoastră interveniți telefonic și asta chiar ne bucură. Cum vi se pare dumneavoastră ca artist emisiunea pe care noi o realizăm pentru telespectatori? Ne auziți? Foarte frumoasă. Deci mie îmi place foarte mult cum prezentați, cum... Nu lăsați-mă pe mine. Formatul emisiunii, calitatea invitaților.
Asta spuneam, că este foarte bine, foarte frumos, îmi place foarte mult, îmi place foarte mult decorul. Deci decorul este super. Iar soliștii pe care i-ați avut până acum, non-comment. Deci fără cuvinte. Așa cum am mai spus-o și cu altă ocazie, dumneavoastră veți face obiectul acestei emisiuni la o dată pe care o vom stabili împreună. Vă rog să promiteți încă o dată telespectatorilor că nu vă luați promisiunea înapoi și cu siguranță veți fi la Giurgiu. Vă promit. Vă promit că cât de curând, numai că acum s-au anunțat că vine iarnă grea. Lăsați că la Giurgiu sunt oameni buni și ne ocolește Dumnezeu, drumul este foarte bun. Factorii decizionali intervin cu promptitudine și chiar vreau să vă spun că se circulă bine, chiar și în condiții de iarnă. Ca în astă seară să mai facem o urare. Vă rog. Să mai fac o urare pentru o doamnă frumoasă, Daniela Cernea, care astăzi este ziua ei de naștere. La mulți ani, spunem și noi. Eu am făcut-o telefonic ceva mai devreme, dar o spun și îi urez și numele telespectatorilor să fie sănătoasă, să fie iubită de Dumnezeu. Dar vreau să o fac și public. La și noi ani, o facem cu mare și plăcere, pentru frumos. Că este o prietenă a giurgiuvenilor, o prietenă a noastră și de fiecare dată ne bucurăm atunci când ne întâlnim. Așa e. Mulțumesc frumos, mulțumesc din suflet. Vă mulțumim pentru telefon. Sănătate și numai bine vă doresc și eu. Chiar mă gândeam că în luna asta sunt mulți sărbătoriți. Mie, de exemplu, la emisiune mi-e mai greu în fiecare lună ianuarie să-i sărbătoresc. Dar uite, putem să le spunem acum la mulți ani Danielei, Savetei Bogdan, maestru Nicolae Botgros, e sărbătorit peste două zile, dar Steliana pe șase, dacă da, chiar dacă în ziua de Bobotează. Exact. Și, nu știu, tuturor celor... Eminescu, că și el s-a născut tot în ianuarie. Da. Sunt mulți artiști. Vreau să vă întreb, ca moderator, în cei 8 ani de activitate, ca interpret, în 10, 11, 12 ani de activitate, cum ați perceput tinerii vis-a-vis de acest gen muzical? Pentru că, spunea și mai devreme, copil fiind, adolescent fiind, erați înclinată să vă apropiați mai mult de muzica ușoară, ci de populară mai puțin, da, pentru că atunci, a fost cenușerea sa. Da, atunci nici artei. Nu era așa de mediatizată muzica populară. Existau posturile naționale și cam atât. De puțină vreme apăruse Etno TV. Apoi, ulterior, a apărut televiziunea la care lucrez eu, Favoritul. Nu știu, nu aveai posibilitatea să te duci în prea multe lucruri și să arăți de ce ești în stare. Și atunci poate că nici alții din țară care până atunci nu îmbrățișaseră, eu știu, cântatul muzicii populare, nu îndrăzneau să facă lucrurile astea. Astăzi e mult mai ușor pentru toți cei care își doresc să înceapă de undeva și sunt și mult mai mulți. E adevărat că e cu dus și întors lucrul ăsta, pentru că e mai greu să alegi și telespectatorilor le e mai greu să-și stabilească, eu știu, niște repere în rândul tinerilor de muzică populară, dar pe mine mă surprind plăcut foarte mulți dintre ei. Și mie îmi sunt foarte dragi. Atunci și culmea este că în toate emisiunile cu tineri se face rating. E bine atunci că, iată, folclorul nu se pierde nu, și nu se pierde. Cu siguranță nu se pierde niciodată. Pentru că România, țara noastră, a fost bogată în tradiții, în obiceiuri, în cântece, în dansuri populare, în veșminte, în costume populare, unice, dacă vreți, da, din punctul adevărat. Meu de vedere, pentru că atunci când tânăr fiind participam la diferite competiții de gen în afara țării, față de celelalte țări participante, nimeni nu avea nicio țară costumele mai frumoase. Dar iată că telefonul sună din nou. Telespectatorii au prins curaj. Alo? Alo? Alo, ne auziți? Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mă auziți? Noi vă auzim, da. Deci sunt Bratul Angel, mă cheamă. Și vreau și eu pentru Gogoșer, pentru tatăl meu, pentru Marin Bratul, da? O dedicație cu doamna Silvana și pentru tot așa un de-al meu, un coleg bun și asta pentru domnul Sorin Cepraga. Cumva domnul director de la SCUT? Să fie ceva frumos. E vorba de domnul director de la SCUT, Sorin Cepraga? A,
Îl salutăm și noi pe domnul director, este un prieten al nostru. Și eu vă salut că sunt tot aici. Da. Dumneavoastră, domnul... Noi vă mulțumim pentru intervenții și chiar acum am să rog în numele dumneavoastră. Deci sunt tot de acolo și de la casă. Foarte bine. E un lucru bun și asta și îmi pare bine că am intervenit și asta pentru ai mei să fie, deci, o melodie frumoasă. Cu siguranță, toate melodiile pregătite special de Silvana Râciu sunt pentru toți telespectatorii, iar dedicați... Iar dedicația dumneavoastră să fie pentru toți locuitorii comunei Gogoșari. Doamnă telespectatorul, vrea să interpretați două piese din repertoriul dumneavoastră pe care le-ați toate pregătit. Toate le oferim de altfel. Sigur că da, și cu siguranță acolo vor ajunge la sufletul fiecăruia dintre telespectatorii noștri. Vă invit la cântat. Sigur. Iar eu aș vrea să vă invit în continuare, dragii prieteni, să ne dați mesaje, să intrați în legătură telefonică, pentru că inclusiv domnul director este la în regie și stă cu degetele pe butoane să facă legătura cu platou, să ia mesajul, să-l ducă la montaj, el să apară pe crul. Vedeți, ele deja au început să apară și în formatul de crul. Acestea se repetă unul după altul până când emisiunea se termină și va fi apoi reluate mesajele în emisiunea care se va redifuza mâine, sâmbătă și duminică. Așadar, Silvana Râciu.
fii Gheorghiță, firai tu să fii Gheorghiță, de ce mă tragi de codiță? Cum mă vezi pe mine în luncă, nu mai ai poftă de muncă, pale albe și călcate, alea te bagă în păcate. Frunză verde, o sălcioară, m-a ajuns neicuța seară, m-a ajuns neicuța seară, dorul tău pe ulicioară. Și m-a prins de mâna dreaptă, să nu mai scap niciodată, m-a ținut de mâna stângă, neica-n brațe să mă strângă. Când o fi cireșul-n floare, să-mi dea o sărutare, nimenea să nu ne ție socoteala pe hârtie. Un cântec în care am auzit un substantiv pe care aș vrea să-l repete invitata mea, pentru că se leagă cu discuția pe care am avut-o ceva mai devreme. La momentul ăla nu se lega. Nu, dar țăranul întotdeauna a vorbit românește, da, sigur că da. Tocmai de-aia am vrut să scot în evidență faptul că această piesă este culeasă din satele din Teleorman. Și pe care Silvana Râciu îl duce mai departe, motiv pentru care eu aș vrea să-i mulțumesc, pentru că nu s-a îndepărtat de țărâna satului, de obiceiurile satului, pentru că, dacă vreți, acolo tot ce s-a consumat cu ani și ani în urmă au rămas și pentru viitor. Și, dacă vreți, cântecul popular a fost întotdeauna un șlagăr, pentru că orice piesă de muzică ușoară a avut o durată de viață, 1, 2, 5, 10 ani, după care a apus. Ori cântecele românilor niciodată n-au apus și nu vor apune. Cine nu și-aduce aminte de mai ții minte, măi dragă Mărie, interpretat de inegalabila Maria Lătărețu. Dar până mai vorbim cu Silvana Râciu, să mai vorbim cu un telespectator. Alo? Da? Bună seara! Sărut mâna, bună seara! Bună seara! Vreau și eu cu domnul să-l urez ceva. Vă rog, cine sunteți mai întâi de toate? Sunt Mocanu Dorina din cetate. O, să rămână Dorina. Bună seara! Ai văzut primul mesaj? Vreau să mulțumesc și eu la toată lumea asta, că ginele meu s-a gândit să-mi ureze la mulți ani. Astăzi am împlinit 57 de ani. Să fii sănătoasă, Dorina, și iată că ginerele te iubește. Dorina are... Aș vrea și eu fetele lui mama, lui tata, lui eu știu. Eu o să vă cânt o piesă special pentru ziua noastră, în care o să vă spun la mulți ani, dacă spuneam vreți. Ceva mai devreme, Dorina, mulțumesc, că Dorina, acest cântec, toată lumea știe că e din repertoriul inegalabilului interpret Ilie Roșu. Acesta va fi în emisiunile, într-una din emisiunile viitoare, și cu siguranță o să-l cânte și o să ți-l dedic în mod deosebit. Pentru că trebuie să spunem că doamna care e la celălalt capăt al firului are trei fiice frumoase. Minunat, să-i trăiască. I-a umplut casa de nepoți, iar Dorina se simte un om împlinit și pentru ele, pentru nepoți și pentru fete, simte că trăiește. Mulțumim de intervenție, Dorina, să fii sănătoasă la mulți ani, să ai putere de muncă, să ai grijă de soțul tău care e bolnăvior, de mama soacră, de copii și de nepoți. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos încă o dată, Dorina! Cum se simte Silvana Râciu atunci când pleacă la shopping? Că e termenul care se folosește, am uitat să spunem că e mergem pasiune, la piață. Da, da, da. Știu și asta. Și de-aia l-admir pe Marius, soțul dumneavoastră, pentru că este o fire mai echilibrată, măsoară mai bine banii. Da, mă înțeleg. Și păi nu merge cu mine, nu știe păi ce nu se merge, întâmplă. Dar merge cu Silvana Râciu, merge la shopping. Nu merge cu mine niciodată. Niciodată, dar merge Silvana Râciu la shopping cu banii și ai lui Marius. Nu e adevărat. Ba, da. Banii mei și într-o atât. Discuție ca între băieții, Marius îmi spunea, Silvana mea, dacă ar avea un sac de bani, până seara n-ar mai avea nimic. Da, iată, dar nu-i cheltuiesc banii lui niciodată. Nu cheltuiesc banii, pentru că trebuie să mai vorbim cu un telespectator. Alo, bună seara! Alo! Alo, bună seara! Sărut mâna, bună seara! Șeful! Mulțumesc, dar al cui șef sunt? Ei, eu cred că știi cu cine vorbești.
Sunt vecina. Vecina Păstărița. N-am înțeles. Sunt vecina Păstărița. A, bună seara, Dobrița. Da, este factorul nostru poștal din cartierul Zmârd, acolo unde am eu domiciliu, și să nu interpreteze cineva faptul că este poștărița. Dânsa chiar este factor poștal, este nu-i o iubitoare, da, este o iubitoare de cântec popular și mă bucur că intră în direct cu noi în această seară. Da, Dobrița, te ascultăm. Eu urmăresc aproape toate emisiunile care le faceți dumneavoastră și îmi plac mai toți interpreții dumneavoastră, mai ales doamna Silvana Deciu. Mulțumesc din suflet, da. Aș vrea și o dedicație pentru mama mea și pentru toți vecinii noștri și copiii la toți vecinii noștri. Pentru tot cartierul Zmârda. Pentru tot cartierul Zmârda, da, da, da. Da, este cartierul. Ce dorește să ne cânte cel mai frumos, orice. Orice. Următoarele piese pregătite vor fi pentru dumneavoastră, pentru mama dumneavoastră, soțul, copiii și toți locuitorii cartierului Zmârda, acolo unde am și eu domiciliu și sunt oameni minunați, oameni cu frica lui Dumnezeu, oameni care oricând sunt gata să-ți întindă o mână de ajutor. Mulțumim de telefon, Dobrița, să ai o seară frumoasă sau mai frumoasă cu piesele pe care ni le-a pregătit în mod deosebit invitata noastră, îndrăgita interpretă a cântecului popular românesc, Silvana Râciu. Eu mulțumesc și Doamne ajută! Doamne ajută, la revedere! Aș vrea să vă asigur, doamnă, că oamenii intră în direct cu noi pentru că ne-ar fi chiar foarte greu să rugăm rude prieteni să intre să ne sune, pentru că nu ăsta e interesul nostru. Sigur. Interesul nostru este ca invitații pe care îi avem, efortul care se face ca să vă aducem, și primul efort este al invitatului, să aducem un gram de bucurie oamenilor, pentru că știm cu toții că e o perioadă mai dificilă, o perioadă mai grea pentru fiecare și prin cântec vrem măcar să uite de aceste neajunsuri, aceste supărări pe care fiecare dintre noi mai devreme sau mai târziu suntem obligați să le petrecem. Vreau să spun că, să întreb mai bine zis, când merge la shopping ca Silvana Râciu, sigur că da, și se întâlnește cu admiratori și o complimentează, îi face tot felul de urări. Ce simte artistul Silvana Râciu în acel moment când este oprită de un spectator, un admirator? Și mă simt foarte bine, vorbesc cu oamenii. Eu am o relație foarte deschisă, nu sunt genul de artist îngânfat sau... E adevărat, ar exista momente nu în care... Nu mai fiți îngânfată pentru că mai avem un telespectator. Deloc, alo? 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 Da? Bună seara! Sărut mâna! Eu sunt Maria din Giurgiu și am văzut-o pe doamna Silvana Râciu. Da? Și îi mulțumesc foarte mult că a venit în orașul nostru, care ne onorează cu mare plăcere cu cântecele dumneaei. Mulțumesc din suflet și eu. Și domnul comisar, îi urez atât și lui doamna Silvana Râciu multă sănătate, la mulți ani, că avem nevoie de sănătate. E adevărat, și așa dumneavoastră să... multă sănătate. Da, Dumnezeu. Eu sunt de 65 de ani. Mulți înainte. Și când vine Silvana Râciu la emisiune, îi spun soțului meu, hai de repede, ca să fie fata noastră în casă. Mulțumesc din suflet, da. Da, asta am vrut să vă spun. Și vă mulțumim. Să fie pentru toți giurgiuvenii care nu pot intra în direct. Vă mulțumim, doamnă. Mulțumim frumos. Și noi vă oferim cântecele cu mare drag, pentru că noi giurgiuvenii vrem să demonstrăm că, și am demonstrat-o în timp, că suntem iubitori de cântec, suntem iubitori de folclor în general și prin folclor am vrut și eu și ca mine foarte mulți oameni să arătăm țării că și aici, la margine, în partea de sud a țării, există așa de multe melodii care, din păcate și spre regretul sufletului meu, nu au fost date spre ascultare publicului larg. Sunt dansuri de o virtuozitate pe care pot să o pun pe același picior de egalitate cu dansul ardelenesc sau cu dansul oltenesc, dar, din păcate,
Așa cum spuneam și cu alte ocazii, nu prea avem pe la cultură oameni care să iubească într-adevăr cultura pe de-a întregul lui. Că atunci când spui cultură nu înseamnă numai folclor, nu înseamnă numai, eu știu, muzică ușoară, dacă ne referim la aceste genuri de cultură. Dar mă rog, facem cât putem. Noi oricum sperăm întotdeauna să fie mai bine. Sigur că o fi mâine poate mai bine, dar mergem înainte și prin invitații noștri vrem să le arătăm oamenilor că Giurgiu iubește folclorul. Noi vă iubim și vă invităm la cânta, doamna Silvana. Și pe urmă o să ne povestiți dumneavoastră mai multe atunci când mergeți pe stradă și vă întâlniți cu admiratorii, cu oamenii care vă recunosc de la televizor sau, eu știu, din emisiunii de radio. Așadar, Silvana Râciu. Căsuța de la țară, m-am fi oricând dintr-un sat, mă simt copil dintr-o dat. Pe câmpul cu flori zburdam și desculță alergam, prin iarba înrourată, și-a mea era lumea toată. Unde-i satul cel știam, când prin pomi mă cățăram? Din cireș cercei făceam, flori din grădină adunam. Mai întoarce, Doamne, anii, să mai fiu fetița mamii, la piept cu drag să mă strângă și-n brațe să mă cuprindă. S-o mai văd pe-a mea bunică, m-a crescut de mititică, cu blândețe mă-ngrijea, câtă bunătate avea. Și bunicul mă ținea pe genunchi când îmi spunea povești cu zmei și cu zâne, cum să uita cele zile. Mai e nici țața Ioana, care m-a scăldat sărmana și-n scăldătoare-mi punea flori să am bună viața. Am anii de școală în gând, pe descăliță zâmbind, și odaia de mult în care am copilărit. Unde stam ore la geam, mititea când eu eram. Mi-e dor să fiu copil iar și de griji să n-am habar. Din odaia mamei mele luam mărgele și inele, ale ei haine mi puneam, ca mama să fiu vroiam. Pe copii de pe atunci, cei ce ne jucam de mici, viața ne-a îndepărtat, toți pe alt drum am apucat. Pe atunci toți ne adunam, zarvă mare mai făceam, cât era ziua de mare mă jucam fără încetare. Aievea le văd pe toate, parcă au fost vise de noapte, au rămas doar amintiri, le revăd în priviri. Care omule petrece așa, azi e sărbătoarea ta. La mulți ani azi la zi mare, în casă la fiecare,
omule, petrece așa, azi e sărbătoarea ta. Pentru clipa care vine, să cinstim cum se cuvine și când cuvin să ciocnim, că doar o viață trăim. Pentru clipa care vine, să cinstim cum se cuvine și când cuvin să ciocnim, că doar o viață trăim. Hai noroc și sus paharul, să ne cânte lăutarul, cu fere pline, cu bani, hai noroc și la mulți ani. Hai noroc și sus paharul, să ne cânte lăutarul, cu fere pline, cu bani, hai noroc și la mulți ani. Mese pline cu bucate, pentru toți pesăturate, buți cu vin și plosca plină, să avem multă voie bună. Mese pline cu bucate, pentru toți pesăturate, buți cu vin și plosca plină, să avem multă voie bună. Anii vin și anii trec, cu voi azi vreau să petrec. Turnați vinul în pahare, astăzi seară-i seară mare. Anii vin și anii trec, cu voi azi vreau să petrec. Turnați vinul în pahare, astăzi seară-i seară mare. Hai noroc și sus paharul, să ne cânte lăutarul, cu fere pline, cu bani, hai noroc și la mulți ani. Hai noroc și sus paharul, să ne cânte lăutarul, cu fere pline, cu bani, hai noroc și la mulți ani. De spor și de sănătate, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, să trăiți suta de ani. Și vă zic să aveți parte de spor și de sănătate, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, să trăiți suta de ani. Să aveți clipe senine, zile de dragoste pline, bucurii la orice pas, viața fără de necaz. Să aveți clipe senine, zile de dragoste pline, bucurii la orice pas, viața fără de necaz. Hai noroc și sus paharul, să ne cânte lăutarul, cu fere pline, cu bani, hai noroc și la mulți ani. Hai noroc și sus paharul, să ne cânte lăutarul, cu fere pline, cu bani, hai noroc și la mulți ani. Mulțumim, stimată doamnă, la mulți ani și dumneavoastră, la mulți ani și sărbătoriților din această zi, la mulți ani și colegului meu, Minel Boboc, aflat undeva în regie alături de domnul director. Îi mulțumesc domniei sale pentru înțelegerea manifestată să depășim ora de emisie, pentru că nu oricând te poți întâlni cu Silvana Râciu într-o emisiune, dat fiind faptul că domnia sa este foarte, foarte ocupată cu televiziunea la care, la care lucrează, și uite, spectacolele acum... la care da, participă. Și acum sunt aici. Și vreau să vă urez, înainte de a lua dumneavoastră telespectatorul ce așteaptă pe fir, viață lungă cu emisiunea, cu televiziunea și să planurile Dumnezeu, toate să vi se împlinească. Să, noi să fim un copil al emisiunii Seara Favorită, sigur, moderată de Silvana Arăciu, prietena noastră, și ca să vedeți că telepatia lucrează, așa. Am să vă rog pe dumneavoastră să citiți mesajul după laptop și mulțumesc, domnul director, că m-a scutit să mai... Mă chinui cu telefonul. Așa. Citiți, vă rog, acest mesaj. Din partea mea, Florin Țăparu, pentru Gogu Pădoraru și Dorina Mocanu, doresc melodia La mulți ani azi la zi mare. Este melodia pe care abia tocmai am cântat-o. Câteva secunde a terminat de interpretat La mulți ani din suflet. Silvana Râciu. Iar din regim se spune că pentru telespectatorii noștri putem să ținem emisiunea până la ziua. Am înțeles. Nu o ținem până la ziua pentru că
programul este foarte încărcat. Dar pot să spun eu acum, alo, bună seara? Sigur că da, chiar vă rog să mă scutiți, pentru că sunteți mai obișnuită cu această calitate. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! La mulți ani! La mulți ani și dumneavoastră pentru anul acesta. Și pentru domnul comisar șef. Prietenul dumneavoastră, ani. Iată. De la Giurgiu sunt. Un fost coleg de dansuri cu domnul șef comisar. Minunat. Care ți-e numele, că după voce nu mai îmi dau seama? Nelu Drăgoi. Salut, Neluțule, așa este. Scuză-mă, poate și din cauza legăturii telefonice nu ți-am recunoscut vocea. La mulți ani și dumneavoastră. Și pentru doamna Doina Cerneacă, suntem cosăteni. Da, de la Frasim. Exact. Da. Și tot ce vă doriți dumneavoastră. Mulțumim și ție la fel, distinse domn. Mulțumim frumos. Și aș vrea, doamna Silvana, un cântec pentru mine. Că nu, unul, două. Pe șapte a fost Sfântul Ion, ziua mea. La mulți ani, să fii sănătos. Iar pe 21, ziua de naștere. Vei, la mulți ani încă o dată. Uite câte sărbători. O ține dintr-o sărbătoare în cealaltă. Mulțumim de intervenția telefonică, Drăgoi. Și vreau să-i mulțumesc în mod deosebit unei doamne, Florii Săgârceanu din Giurgiu, soția unui fost coleg, soția unui mare dansator, care astăzi mi-a, pe telefonul personal, am primit un mesaj cu urări de sănătate și împliniri sufletești, pentru că s-a uitat domnia sa în calendarul ortodox și spune că astăzi este Sfântul Clement. Eu mulțumesc că s-a gândit la mine, însă Sfântul Clement, de fapt, mai apare de 3 ori în calendarul ortodox. Nici o problemă, la mulți dar ani vă spunem de fiecare dată. Sunt un ucenic mai mic, bine, sunt eu mare, cam 1,86, dar nu sunt sărbătorit, eu știu, ca Sfântul Ion sau Sfântul Vasile. Oricum îți mulțumesc, Flori, că te-ai gândit la mine, să fii sănătoasă. La mulți ani, pentru că în 17 a fost da, ziua dumneavoastră. Am împlinit 21 de ani. Mulți înainte. Am trecut de 3 ani peste majorat. Da. Ce bine ar fi dacă ar mai fi 21 de ani de trăit, dar mă rog, eu mergem înainte cu deci cu sunteți curaj. Mai mic decât mine. Cu 10 ani, sigur că da. Păi de-aia și spuneam mai devreme că sunt o urmă a dumneavoastră moderarea acestei emisiuni, pentru că trebuie să recunoaștem, aveți experiență, întotdeauna am recunoscut că și de la un copil poți învăța lucruri minunate. E adevărat. Și aș vrea să vă mai întreb. Sigur. Cât de mult se câștigă din această, hai să zicem, meserie? La interpret. Care vă referiți? De interpret sau nu, cea de interpret, am și zis. De interpret. Cea de moderator e simbolică. E prost ca, sigur că da. Toți se așteaptă ca eu din munca de televiziune să câștig foarte mult. Poate în cazul altor televiziuni cu specific generalist, cine știe, se știe, se câștigă mult mai mult, dar la noi, în muzica populară, mai puțin. Și ca interpret, nu mă plâng, na. Atât cât am nevoie, cât mi-ajunge. Da, dar spuneați mai devreme că așa. Vă duceți la shopping singurică. Da, păi mă duc, poate, e o pasiune a noastră, a apropo, femeilor, când vă duceți în general. Următoarea dată? Următoarea dată la shopping? Nu știu de ce. Ei, avem un telespectator și poate l-invita să mergeți da, împreună. Da, mergem împreună, nicio problemă. În orice colț de țară, cât de mic, găsesc eu ceva de cumpărat. Sigur că da. E loc într-o pungă, în poșetă, un parfum. Am avut și noi aici o mică afacere, un magazin în Giurgiu. Alo? 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 Da? Bună seara! Bună seara! Bună seara! Felicitări, domnul Clement! Mulțumesc, română! Cine sunteți? Felicitări pentru emisiune, Flori Săgârceanu! O, să fii sănătoasă, Flori! Sănătate și numai bine! Mulțumesc! Felicitări și mulțumesc că este cineva care se mai ducă și folclorul nostru mai departe! Da, mulțumim și noi pentru aprecieri! Mulțumim frumos pentru aprecieri și vă dorim numai bine! Mulțumesc, doamnă. Sănătate și numai bine. Să fii sănătoasă și tu și privește viața cu mult curaj, Florii, pentru că ai două flori frumoase de care trebuie să te ocupi și ca mamă și ca tată. Spuneați că în orice colț ați fi, găsiți ceva de cumpărat. Clar, dar de ce așa suntem noi femeile. Nu știu, pasionate de unghii, de cumpărături, de...
și, de Mirce. Și doi telespectatori sunt pasionați de emisiunea noastră, că ne-au trimis mesaje. Dedicăm toate melodiile din această seară băieților noștri David Florin și Andrei Matei, pe care îi iubim. Semnează Paul și Cătă de la Vedea. Toate melodiile pentru fetele mele semnează, sau probabil că le cheamă Andreea și Cosmina. Chiar dacă am greșit, să fie toate melodiile, sigur că da, melodiile doamnei Silvana să fie pentru toți cei dragi, fiecăruia dintre dumneavoastră. Am o vorbă eu, apropo de cumpărături, colegii mei știu că de câte ori merg eu prin țară cu filmări, găsesc eu un pic acolo de timp ca să merg să fug prin magazine și am zis eu la un moment dat, o să merg și eu la Sfântul Mol. Și așa a rămas când plec eu, să zice Silvana, la Sfântul Mol. Dar acolo, printre raioane, sunt convins, ori la îmbrăcăminte, ori la cosmetice, unde așa. Parcă e magnetul ăla care atrage pe Silvana Râciu. Dar nu numai pe mine, așa suntem toate femeile. Da, sau na, majoritatea. Acum nu vă imaginați că îmi cumpăr de sume fabuloase sau de... Nu-mi imaginez, pentru că și la mine este aceeași poveste. Deci despre ce vorbesc. Da, și nu-mi convine. Nu vă convine. Asta e, măcar îmi cheltuiesc banii mei. Dar la raionul de bărbați nu vă atrage, eu știu, nu. Pentru Marius, nu. Nu, nu vă potriviți la gusturi, probabil. Nu, nu-i vorba de asta. Soțul meu, dacă ar putea să nu-și cumpere nimic, ar fi ideal. Nu vreau să cred asta, ce nu se umbre dezbrăcat. Nu vrea să-și cumpere nimic. Deci avem muncă de lămurire. Ne certăm când trebuie să mergem să cumpărăm ceva pentru el. Și atunci zic, bine, mai rămâi acasă, îmi cumpăr tot pentru mine. Și pentru copii. Da, și pentru ei, că evident altfel... Silvana Răciu are o familie foarte frumoasă. Eu am avut bucuria să o cunosc, am jucat și la... botezul băiețelului, care este al doilea copil, are o zgaibă de fetiță. Dacă o vedeți, oameni buni, vă întrebați de unde atâta energie. Dar de fapt are cu ce să semene maicăsii, pentru că este mai impulsiv. Da, 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 așa și spune, deși ea seamănă perfect, că l-am înfățișat cu tati. Da, este capul tatălui. Da, spune că seamănă cu mami la comportament și așa. Și cel mic, de când nu l-ați văzut dumneavoastră, de când era foarte, foarte mic, zici că a înghițit Dexul. Tot vorbește la 2 ani și ceva. Păi are cu să semene. Da, da, da. Se zice că băieții seamănă cu mamele, nu? Da, chiar ne-am întâlnit zilele trecute cu familia Măgureanu, cu Costi Măgureanu, cu Vera și cu cei doi copii, care fac o atmosferă extraordinar și cel mic al lor la fel zici că a înghițit dicționarul și știe toate cuvintele. Sunt absolut minunați copii. În familia Măgureanu trebuie să recunoaștem că cei doi copii seamănă cu Vera, care dacă ar putea ar vorbi 24 din 24 de ore despre ei, da, sunt minunați. Despre copii și în general este o fire volubilă. Da, 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 o sunt minunați copii. Desăvârșită, da, exact. Și chiar și apropo de subiectul care a apărut zilele trecute de două ori în presă, pentru cei care nu știu, poate avea un doiel sau lucruri de genul ăsta, suntem foarte buni prieteni de familie, eu cu soțul meu, cu Costi Măgureanu și cu soția lui. Ne înțelegem extraordinar de bine. Apropo de filmarea care a fost la o televiziune vis-a-vis de Silvana Râciu și Constantin Măgureanu. Nici nu eram eu în fotografia respectivă, e adevărat. Am mers la Revelionul Artiștilor la Târgu Jiu, un cadru din reportajul făcut de cei de la știrile ProTV a dat de bănuit așa că eu aș fi în pozele respective. În cadrul respectiv, nu eram eu. Era Vera îmbrăcată și ea în aceeași rochie neagră, de aceeași culoare, cu afiură la fel. Eu știu... Da, și un alt articol zilele trecute, am ieșit cu Costi pentru că vrem să avem și un proiect împreună despre care nu o să spunem deocamdată mai nimic. Și clar, ne-am întâlnit undeva la o cafenea să vorbim despre proiectul respectiv. Paparații ne-au urmărit și să urmărim și noi pe cel care este la capătul celălalt al firului. Alo, bună seara! Alo! Da! Bună seara, domnului Clement! Bună seara! Să rămână la mare seara! V-ați emoționat. Bine a venit doamna la noi în Giurgiu. Bine v-am găsit. Mare doamne moderatoare și mare cântăreață și mare frumosețe. Mulțumesc din suflet. Mi-a plăcut tot ce ați cântat și vă urmăresc și la favorit în tot timpul. Mulțumesc. Cine sunteți? Mă numesc Gușă Petre. Să trăim nea Petrică. Vreau să-i spun doamnei Silvana și telespectatorilor, domnul Gușe, care este la telefon, este un... Bine, acum omul, din cauza vârstei, a încetat, a mai cântat la țambal, a făcut parte din orchestră la Casa de Cultură din Giurgiu, ca instrumentist la țambal, un virtuos pe care Giurgiu l-a pierdut
din cauza vârstei și din cauza dezinteresului manifestat de unii, pentru că... Îmi pare rău să aud asta. Da, așa a fost și cu răposatul Marin Ghiocel, n-a avut loc în Giurgiu, a plecat la Târgu Jiu, unde a făcut lucruri dumnezeiești și care este și la ora actuală regretat de toți membrii ansamblului profesionist Doina Gurgiului. Dar ce să facem? Asta este... De trage multe ori speranță, la tine în zonă nu ești așa exact, de trage în speranță sau, eu știu, sperăm că mâine va fi o zi unde și noi vom fi recunoscuți ca iubitori și slujitori ai cântecului popular românesc. Danea Petrică. Da, doresc multă sănătate și să întoarcă cu bine și mi-a părut bine, am fost foarte bucuros și am urmărit extraordinar de frumos și de bine împreună cu soția. Nea Petrică, tot ce a cântat... Da, Nea Petrică, tot ce a cântat... Și urmăresc mereu și la favorit. Să rămână și mulțumesc mult. Să fii sănătos, Nea Petrică, să ai viață lungă și fii cu ochii pe TV Giurgiu, pentru că sunt emisiuni foarte interesante, nu numai aceasta de folclor, și celelalte realizate de colegii mei, Gelu Brebenel, Dândăreanu sau Brăgaru, precum și echipa de dimineață, Bună dimineața Giurgiu, sau mai nou emisiunea pentru copii, care a început să fie difuzată de aseară. Mă gândeam la lucrurile pe care le-a spus dumneavoastră despre cultura de aici, din județ. Oful ăsta, cred că mai mulți artiști erau, nu numai din județul Giurgiu, ci așa, în general, nu întotdeauna în zona ta ești... Nu, doamna Silvana, este un lucru pe care eu îl urmăresc de foarte, foarte mulți ani și mi-e frică că am să mor și tot așa va rămâne. Uite, același lucru pot să spun și eu despre... lucrurile, cum stau lucrurile în Telorman. Foarte rar sunt invitat acolo, deși eu cred că întotdeauna i-am reprezentat cu cinste peste tot, pe unde am mers, am luat premii. Și am mediatizat. Am mediatizat, sigur, e adevărat. Care... însă am încetat să mă mai deranjeze, nu mă mai doare și nu mă mai deranjează. Oamenii din întreaga țară mă iubesc și atunci eu știu că iubesc Telormanul și pentru Doamnă, mine e suficient. Ce spuneam mai devreme, eu am două argumente pe care vreau să mă crede și dumneavoastră și telespectatorii. Eu nu vreau să acuz pe nimeni, niciodată nu mi-a plăcut, mai ales că nu știu exact cum stau lucrurile la nivel politic acolo. Nu și e vorba de politic, e vorba de cât de multă deschidere este cultura. Este cel care are frâiele în mână și este iubitor de folclor. Da, nu știu ce să zic. Și eu am simțit gustul ăsta amar al faptului că nu ești apreciat în zona ta sau poate nu apreciat, că nu știu exact ce în mintea fiecăruia, dar poate nu promovat, nu prețuit, eu știu. Vreau să vă aduc două argumente și o să vedeți că până la urmă o să fiți de acord cu mine. În luna martie am fost ansamblu Muntenia al societății Nova Force, a fost nominalizat la gala premiilor Etno. Și spre bucuria mea și a managerului firmei, ansamblul Muntenia, care știți foarte bine este un ansamblu de amatori, a fost nominalizat alături de Doina Oltului, care știți foarte bine este ansamblu profesionist, da, și Junii Sibiului, care de asemenea știți că sunt excelează la capitolul dans, în vârful ierarhiei, da? Să fie întrecuți de... Ei, știind și toată gala se ținea cu 200 de interpreți și dansatori, se ținea la sala Palatului din București. Mi-a fost oferită și bucuria să mă adresez mulțimii atunci când am primit același premiu pe care Marile Voci ale Cântecului Popular Românesc l-a primit. Ei, cum m-am simțit eu când a trebuit să repet ceva care era, eu știu, indicat pentru momentul Muntenia și pentru momentul Dobrogea? N-am avut sală, doamnă, și m-am dus și am făcut repetiție într-un restaurant. Acest lucru mi-a rănit sufletul și mi-a crescut tensiunea și nu pot să-l uit cu atâta ușurință, indiferent ce vorbe meșteșugite s-ar folosi. Cum să te duci cu o mână de tineri într-un restaurant și în sările de spectacol, am eu o vorbă, dansează șobolani. Uite că din păcate e realitatea pe care o trăim, o traversăm. Și... Cum să uit eu când am fost de asemenea invitat la festivalul de la Boteni din Argeș pe proiect european și ca să momentul coreografic care mi-a fost dat ca spațiu de două piese, de două dansuri, le-am repetat la mine în curte. E posibil așa ceva? Și atunci da. Ne întrebăm de ce Giurgiu nu este auzit în țară și nu poate fi comparat nici măcar cu Dobrogea, care toată lumea știe cât este de vitregită,
Este într-adevăr cea mai săracă zonă folclorică în comparație cu celelalte zone din folclorul românesc. E adevărat, din păcate chiar aveți dreptate. Mi-ar plăcea să pot să spun că nu e adevărat, însă... Dar merg mai departe, știți cum este? Ar trebui totuși rănești, cad, să nu le mai băgați în seamă. Mă scutur de praf și merg mai departe. Și chiar mă aprecia la nivel național, da, ceea ce este adevărat, mult mai important, faptul că recunoscut. Marea majoritate a dumneavoastră, a interpreților, mă prețuiți, mă iubiți, v-am întors primul dragostea, pentru că, într-adevăr, sunteți niște nume cu renume, iar eu, Lili Clemen de la Giurgiu, cum mă știu giurgiuvenii, sunt undeva acum, datorită colaborărilor, lângă sufletul fiecăruia dintre dumneavoastră și nu știu dacă prin vorbe aș putea să vă mulțumesc. Atâta timp cât vă apreciază artiștii, realizatorii de emisiuni și sunteți peste tot primit cu brațele deschise și apreciat, eu cred că satisfacția asta este mult mai mare și se datorează multor ani de muncă. Și satisfacția asta, sub nicio formă, n-ar trebui umbrită de lucruri mici petrecute la nivel zonal. Și aș vrea să vă spun un lucru care chiar îmi dă curaj. Începând de sâmbătă, generația mea, care în decembrie a împlinit 40 de ani de când au început să interpreteze dansul popular românesc, ne vom întâlni și vă asigur că atunci când dansul va fi montat așa cum trebuie și avem curajul să ieșim într-o emisiune la televiziune, venim la Silvana. Noi. Eu vă aștept cu drag. Iar pe dumneavoastră vă invit să ne mai cântați încă două piese. Păi da, mă și așezam așa, că mă gândeam da, eu că mă trimiteți că la cântat. Mai mult vă place să cântați decât să vorbiți. Îmi plac ambele. Eu am fost puțin, acum m-am cam necăjit un pic, vreau să mă scuze telespectatorii, dar păi este uite, o suferință. Da, și eu sunt în aceeași oală, dacă vreți, cu dumneavoastră. Și apropo de ceea ce se mediatizează și pe la televiziune, credeți că interesează pe, nu știu, pe cineva, faptul că am câștigat zeci de premii, că am prezentate mii de ore de emisiuni în direct, directorile sunt directori totuși, nu. Interesează subiecte, operații estetice, dacă mi-au căzut genele, dacă mi-am pus unghii, dacă am fost la cumpărături. S-a căsătorit, din păcate, asta e lumea în care trăim și nu trebuie să punem la suflet, doar trebuie să încercăm să ținem pasul cu vremurile. Așadar, vreau să mergeți la locul de cântat, dar să fiți puțin atentă că am primit un mesaj care pe mine m-a înfiorat în prima fază, însă mi-a plăcut până la final. Bună seara! V-aș ruga să o întrebați pe doamna Silvana dacă știe că împotriva sa există un dosar de urmărire penală. Acuzația adusă este de port ilegal de frumusețe. Aveți cunoștință, doamnă? Nu. Stimate domn, stimată doamnă care ne-a trimis acest mesaj, doamna Silvana nu cunoaște de această acuzație. Dumnezeu i-a pus atâta frumusețe și pe chip și în glas, motiv pentru care o invităm să ne cânte, pentru că timpul zboară ca nebunul și mi-e frică că ne apropiem de finalul emisiunii. Așadar, pentru fiecare dintre dumneavoastră, Silvana Râciu. Din viața ta
departe de tine, dar eu aștept o minune. Minune-i chiar dragostea, doar s-o prețuiește-i vrea. Suntem unul pentru altul, nu geaba spune tot satul. Cât trăiești, ce dai tu aia primești. Dacă dragoste întâlnești, tot așa să dăruiești, măi. Eu de-atâta drag și dor n-am aripi, dar pot să zbor. N-am aripi, dar pot zbura, că mă-nalță dragostea, măi. Deschide ochii să vezi că ce ți-e dat să nu pierzi. Sufletul să poți simți ce ți-a fost dat a iubi, măi. Dacă Dumnezeu a vrut să te iubesc așa mult, nu m-a ales la întâmplare să-ți port eu dragostea mare. Că Dumnezeu dragostea n-o dă să suferi din ea mai mult decât să iubesc. Ce-aș putea să-ți dovedesc, măi? Mai mult decât sufletul, nu știu, neică, ce-ai vrea tu. Da, să știi, te-oi aștepta până când să viu ai vrea, măi. De trece timpul și nu prea mă împac cu gândul că se duc anii, tot zboară și ai vrea să fii tânăr iară. Ai vrea să oprești timpul în loc, să nu îmbătrânești deloc, viața s-o oprești din drum la anii ce-i ai acum, măi. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, timpul trece într-una, viața-i numai una. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, mai trecu un ceas, ce-a fost, ce-a rămas. Lumea-i toată mea și o întorc pe mână așa. N-apoi anii de-ar veni, ce-am greșit n-aș mai greși, măi. Nu-mi pare rău de nimic, doar de tinereț un pic. Din viață iau ce-i frumos, vreau să trăiesc cu folos, măi. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, timpul trece într-una, viața-i numai una. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, mai trecu un ceas, ce-a fost, ce-a rămas. Anii trec și-n goana lor, iau clipe frumoase în zbor. C-așa-i rândul pe pământ, dar rămâne ce-ai făcut, măi. Anul parcă-i doar o zi, ziua clipă parcă-ar fi. Viața trece într-o clipită, rămâi cu clipa trăită. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, timpul
timpul trece într-una. Viața-i numai una. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, mai trec cu un ceas. Ce-a fost, ce-a rămas? Omule, viața-ți trăiește, orice clipă prețuiește, tot strângând la avuții, trece viața, nici nu știi, măi. Azi vrei una, mâine alta, niciodată nu zici gata, să nu vrei doar să muncești și la suflet să gândești, măi. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, timpul trece într-una. Viața-i numai una. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, mai trec cu un ceas. Ce-a fost, ce-a rămas? Spunea Silvana Râciu în această piesă că timpul trece foarte repede. Este foarte adevărat. Dar până, eu știu, îi dăm cuvântul de încheiere, mai avem un telespectator la telefon pe care îl salutăm. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Aș vrea și eu să îmi dedic o melodie, dacă se poate. Vă rog! Am crescut un om și un câine. Așa, după cum știți, distinsă doamnă, acest cântec nu aparține doamnei Silvana Râciu, invitata noastră, însă vă promitem că în emisiunile următoare, mai ales în cele de weekend, vom avea grijă să difuzăm și această piesă, care să fie special pentru dumneavoastră. Și dacă s-ar putea, pentru cei trei care au murit, nu sunt rudă, dar sunt apropiată de domnul Vișan, nepotul dânsului care a murit, am plâns și n-am mai putut. Vreau să scrii că din tot sufletul meu sunt alături de ei și condolențele mele și să meargă mai departe, să aibă putere și să, că Dumnezeu așa a avut. Știu că e dureros, dar vă spun că a fost vecinul meu și suntem alăturați de el. Familia mea, nu am putut să mă duc, sunt bolnavă cu inima și plâng rău. Vă rog să dați ce vreți dumneavoastră, să-i le scrieți, să fie tari și să meargă mai departe. Nu poate să se certe cu nimeni. Numai Dumnezeu a fost. Așa este, doamnă, este într-adevăr o mare durere. Că atunci când pierzi pe cineva. Sigur că da, Giurgiu trece prin momente grele, prin faptul că în urmă cu 3 zile, 3 giurgiuveni au pierit în apele Dunării. Am urmărit Dunării. Și ăla, știi? Da, a fost mediatizat pe toate posturile naționale. Este adevărat, ne rugăm și noi bunului Dumnezeu să le dea tărie, să poată să meargă mai departe familiile îndurerate, mai cu seamă că unul dintre cei dispăruți mi-a fost coleg de serviciu și nu știm cât prin vorbe putem să alinăm durerea prin care familiile și copiii, mai ales ai celor dispăruți, au vreo valoare, dacă vreți, până la urmă. Dumnezeu să-i odihnească în pace, Dumnezeu să aibă grijă de familii, dar suntem neputincioși. Uneori, chiar dacă ne considerăm oameni puternici și putem să mutăm, și într-adevăr putem să mutăm munții din loc, dar viață omului nu putem să-i dăm. E adevărat, viața ne oferă și momente frumoase și momente triste. Bine ar fi ca primele să fie cât mai multe. Exact. Aș vrea în încheierea emisiunii să transmit urări de bine și de sănătate fiindului meu, Vali Barna. N-am făcut-o la momentul respectiv, el știe din ce motive. Vreau să-i transmit gânduri de bine unui alt coleg care pe 26 își sărbătorește ziua de naștere. Aș vrea să-l salut pe David, nepoțelul meu, care
Acum maică s-a îmi dădea un mesaj și spunea că stă în fața televizorului și spune tata e. Știți foarte bine și mai bine ca mine, doamna Silvana, că întotdeauna timpul ne omoară pe toți. Este adevărat timpul și chiar mă uitam limitat. Eu așa, aruncam cu ochii spre monitor și știam că emisiunea durează o oră și jumătate. O oră și jumătate, însă teleromaneanul dumneavoastră, domnul Petrică, ne-a dat cu foarte multă generozitate încă 35 de minute. Ei, mulțumim din suflet. Mulțumim odată frumos. Că ați reprezentat prin cântec zona teleormanului de unde vine și dânsul de pământ. Minunat. Și mai cu seamă că este un admirator de al Silvanei Râciu. Ei, și îmi spunea că nu plecați de la Giurgiu până nu faceți și o fotografie. Fac cu și mai multe, domnia sigur, sa. Cum să nu? Fac multe. Aveți ultimul cuvânt înainte ca eu să-mi iau la revedere de la telespectatori? Înainte însă de-am luat și eu la revedere de la dumneavoastră și de la telespectatori, vreau să vă rog să-mi promiteți că veți veni în prima emisiunea noastră în direct, pentru că în fiecare an, atunci când începem cu dumneavoastră și nu vrem nici anul ăsta să să treacă așa fără să se întâmple asta. Și voi da curs cu siguranță. Noi vă sărbătorim peste o lună, așa, dar este prima emisiune în direct și atunci... Și atunci o să vorbim. Dragii, sigur. O să spună Silvana a fost Răciu, ziua, dragi comisar. Telespectatori, sărbătorim un prieten drag al emisiunii noastre, cu întârziere. Care astăzi împlinește, nu spun nu, că câți ani, păcălim. 21, am reținut. 21, da. O lună și jumătate. Da, îl sărbătorim încă o lună de acum încolo. Eu mulțumesc frumos pentru invitație încă o dată. Aveți o echipă frumoasă aici și să dea Dumnezeu să faceți lucruri minunate, nu așa cum v-ați propus. Avem un model. Da, n-aveți de ce să vă lăsați. Orice început e mai greu, cu siguranță, însă pașii ce vor urma vor face munca așa să fie mai ușoară și mai plăcută și mai ales că aveți forțe aici. Iar telespectatorilor un gând? Telespectatorilor le doresc un an plin de bucurii, de împliniri și să dea Dumnezeu să fie ocoliți de necazuri, să aibă zâmbetul pe buze și eu știu cât mai multe lucruri cu care să se laude. Dragi telespectatori, vă rog să-mi permiteți ca numele dumneavoastră al redacției de folclor, a tuturor colegilor ce desfășoară activitatea la TV Giurgiu, să-i mulțumim din suflet doamnei Silvana Râciu pentru amabilitatea cu care a răspuns invitației, să o asigurăm în continuare de prietenia noastră, de admirația noastră, de respectul nostru și așa cum eu i-am promis că la prima emisiune în direct voi fi prezent împreună cu ansamblul Muntenia la seara favorită, la fel și domnia sa să ne promită că atunci când timpul îi va permite, pentru că sunt ziua de miercuri coincide și cu emisiunile pe care dânsa le realizează, dar face o filmare și tot. Și rezolvăm problema. Și o rezolvă, da? Să-i mulțumim pentru amabilitate, să-i urăm succes în activitatea profesională, în activitatea artistică, să se bucure în continuare de familia sa frumoasă și să vină cât poate de des la Giurgiu, că la Giurgiu sunt iubitori de folclor. Ilie Clemen vă mulțumește pentru atenție, vă invit și miercurea viitoare la aceeași oră, numai aici, la TV Giurgiu, că deschidem porțile dorului cu un invitat de seamă. Vă promit că până miercurea viitoare n-am să-i desconspir numele pentru că vreau să trezesc și mai mult curiozitatea dumneavoastră pentru invitatul de săptămâna viitoare. Să aveți o seară frumoasă și nu uitați că TV Giurgiu este și există pentru dumneavoastră. La revedere!